Ziua a doua a sosit, omul negru n-a venit, ca să începem așa cu o glumiță mică de tot. Dragii noștri, astăzi suntem la... am fost în două standuri, în două hale de fapt. În hala în care ne aflăm sunt cei de la EA și Ubisoft, o hală imensă. Sunt sute de oameni aici, pe bune. Eu preconizez că pe aici au trecut în jurul an 2000, numai cât am stat noi. Plus că sunt cozi infernale la Battlefield 1, ce este în, Battlefield 1, am zis, Dumnezeule, Battlefield 5, ce este în dreapta noastră, și am fost surprins să văd că sunt persoane de vârste diferite. Adică am văzut și tineri, 18-20 de ani, și am văzut și două doamne, eu preconizez că erau pe undeva pe la 50 de ani. Surprinzător, se jucau. Probabil fuseseră la coadă, în așteptare, iar acum se jucau Battlefield 5. În stânga noastră se joacă FIFA 2019, sunt foarte multe calculatoare dedicate FIFA 2019, iar în spate de tot am văzut Soul Calibur 6, am văzut The Division, am văzut Assassin's Creed Odyssey, One Piece Warrior, animeul, la fel, cozi infernale. 60-70 de persoane care așteaptă să joace măcar 10 minute din jocurile pe care le-am menționat un pic mai devreme. După care am fost în hala 5, unde am trecut ușor pe la standul Razer, am văzut ce ne oferă Razer, acest stand, bineînțeles, Razer Phone. Am trecut pe la Trust Gaming, unde am luat și un interviu. Vă rog frumos să nu râdeți de engleza mea, am fost extrem de emoționat, mai ales când m-am întâlnit cu stimabilul domn Dimitris, reprezentantul Trust pe Europa. Și am mai văzut pe aici, pe acolo, câte una, câte alta. Astea sunt singurele hale pe care am reușit să le acoperim. De ce? Este foarte multă lume. Foarte multă lume. Este, nu știu, ieri noi am zis că a fost o nebunie. Nu, astăzi este nebunia adevărată. Mai avem de acoperit două hale pe care o să le lăsăm pentru ziua de mâine. Mai mult ca sigur vom ajunge să vedem și Farming Simulator, că toată lumea ne-a lăsat în comentariile episodului de aseară Farming Simulator, duceți-vă și pe acolo. Și am zis lui Răzvan, frate, cu riscul de a îmi face o găurică mică în buzunar, eu vreau să-mi cumpăr Doomguy-ul, așa că o să dăm o fugă și pe la Bethesda Shop, cel de la Bethesda Shop, să-mi iau Doomguy-ul, dar abia aștept. Asta e, gaură, dar merită, pentru că sunt fan Doom, ce vrei, nu? Nu? Tu vrei să-ți iei ceva? Da, dar nu știu ce. Da, dar nu știu ce, a zis Răzvan. E foarte important. E foarte important să știm la ce preț este nu știu ce-ul pe care îl vrei tu. Până în vreo 50 de euro. Până în 50 de euro. E bine, pentru că și Doomguy-ul e 49.99. Așadar, și prin urmare, dragul meu buzunar, ți-am făcut o găurică mică, dar merită. Pentru că, uite, așa o să avem și noi o amintire de la ce a fost să fie, sau ce este, Gamescom 2018. Este un eveniment, poate cel mai mare eveniment dedicat gamingului din Europa. Mi-aș dori din tot sufletul și cei care sunteți alături de noi în spatele monitoarelor să ajungeți la un moment dat aici. Noi le mulțumim celor de la Trust că ne-au ajutat să ajungem aici. Încă o dată nu pot să închei acest mic clip fără să vă recomand să vă uitați și la interviul de 3-4 minute, cred că atât a fost, pe care l-am luat lui Dimitri și ce ne-a spus el și ce ne așteaptă din partea Trust evenimente în România și ce o să vedem în România. Foarte important, foarte important. Dar până atunci, cam asta a fost pentru ziua a doua. Sperăm din tot sufletul că ați fost alături de noi și vă impresionează în adevărat în sens al cuvântului imaginile pe care le-ați putut vedea atât de la standul Ubisoft, dar și cât de la EA, că e și în partea asta, e peste tot EA. Eu am fost Modelin, ne vedem mâine cu ultimul episod din partea noastră de la Gamescom 2018.